Centenarul nașterii profesorului Alexandru Cojocaru este un prilej pentru Colegiul Național Roman Vodă de a organiza un eveniment de excepție care să pună în valoare în plenitudinea sa prestigioasa instituție romașcană care s-a menținut de-a lungul existenței sale în elita învățământului românesc. Vineri 17 ianuarie, începând cu orele 12, în sala Garabatei Brălianu a Colegiului Național Roman Vodă se va organiza un simpozion omagial la care vor participa oameni de mare anvergură, foști elevi și profesori ai prestigioasei instituții de învățământ, aparținând unor generații diverse. Conducerea colegiului apreciază că este una dintre manifestările cu mare încărcătură emoțională ale instituției. Vineri, 17 februarie, ora 12, la Colegiul Național Roman Vodă, se va desfășura un eveniment pe care noi îl organizăm în memoria profesor Alexandru Cojocaru, care va cuprinde un simpozion dedicat personalității domnului profesor Cojocaru, în cadrul căruia iarăși vom prezenta și un film omagial, cuprinzând și imagini de arhivă. Vor fi mânate medalii omagiale, asta cu sprijinul și ajutorul domnului Șerban Ursu, care s-a oferit să ne ajute cu realizarea acestor medalii, și de asemenea editarea unei broșuri, în care cei care o vor citi vor găsi gânduri și amintiri a multor absolvenți ai Colegiului Național Roman Vodă, mai ales foști elevi ai distinsului domn profesor de matematică Alexandru Cojocaru. Va fi o activitate, zic eu, cu încărcătură emoțională, deoarece vor fi prezente nume sonore și dau doar câteva exemple care îmi vin în minte, domnul profesor Daniel Condurache, care este prorector al Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. Așa cum spuneam, domnul Șerban Ursu, fost secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, l-am invitat pe primarul comunei Miroslovești, deoarece de acolo își trage rădăcinile domnul profesor, și filmul pe care l-am realizat va prezenta câteva imagini și din această comună. Nu pot să lipsească, e și normal, domnul inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, domnul profesor dr. Viorel Stan, care de altfel este și profesor al Colegiului Național Roman Vodă, domnul deputat Laurențiu Laureanu, care a fost elev al domnului profesor, și bineînțeles domnul primar Lucian Micu, pentru că am avut sprijinul și ajutorul Consiliului Local în organizarea acestui eveniment. Sunt invitați toți oamenii de cultură, toate cadrele didactice, foști și actuali elevi care l-au cunoscut sau care vor să cunoască mai multe din activitatea domnului profesor. Este un eveniment, așa cum am spus, la care Colegiul Național Roman Vodă invită pe toți cei care vor să vadă o activitate în care sărbătorim cultura și învățământul romașcan, prin aducerea în memorie, așa cum spuneam, a domnului profesor Alexandru Cojocaru. Activitatea de vineri vine în completarea celei organizate sâmbătă, 11 februarie, la mormântul profesorului omagiat, când la inițiativa unui grup de foști elevi ai Colegiului Național Roman Vodă din generația lui Eduard Corduneanu au organizat un parastas de pomenire la mormântul marelui matematician. Această activitate vine în completarea unei alte activități pe care noi am desfășurat-o săptămâna trecută, din inițiativa domnului Corduneanu și a foștilor elevii ai domnului profesor, s-a realizat o slujbă de pomenire la mormântul acestuia. A fost un moment de încărcătură emoțională, deoarece iarăși foștii elevi și-au amintit cu mare drag, cu emoție, de ceea ce a însemnat pentru dânsii domnul profesor. Un mentor, un dascăl adevărat, un om care într-un fel și-a pus amprenta asupra evoluției lor profesionale. Nu l-am cunoscut pe domnul profesor Alexandru Cojocaru, i-am cunoscut elevii, foștii elevi, oameni care am spus sunt acum, iată, realizați, iar concluzia este foarte clară. A fost un profesor eminent care a făcut cinste Colegiului Național Roman Vodă și ne dorim, cel puțin eu ca director mi-aș dori, să se mai nască încă un domn profesor Cojocaru la Roman Vodă, care să ne aducă olimpici naționali, elevi care să intre la facultățile de prestigiu din țară și străinătate datorită matematicii.
Profesorul Alexandru Cojocaru, unul dintre titanii matematicii românești alintat încă din timpul vieții cu porecla deloc peiorativă Moșalecu, a fost cinstit de foștii săi elevi preocupați încă din ultimii ani de viață de starea sănătății sale, care se alterase serios. Cum profesorul Cojocaru nu avea rude apropiate, Eduard Corduneanu îi angajase o femeie care să-i facă menajul. Profesorul Alexandru Cojocaru a fost autorul celui mai bun material de algebră pentru clasa a 10-a pe care l-a avut învățământul matematic românesc vreodată. Muzeul Calistrat Hogaș are extrem de multe documente despre viața renumitului matematician, dar și o impresionantă colecție de cărți pe care acesta a adunat-o liceului Roman Vodă. Și municipalitatea a pus umărul la organizarea vineri, 17 februarie, a memorialului Alexandru Cojocaru, prin care eminentul matematician născut la 10 februarie 1917 va fi omagiat. Somitatea matematicii românești, profesorul Alexandru Cojocaru a avut ca elevi personalități marcante ale matematicii sau altor domenii de activitate. În 1993 el a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Roman. Întreaga manifestare va fi transmisă în direct de către postul de televiziune Roman 24 online pentru a putea fi vizionată de către romanvodiștii risipiți în toate colțurile lumii care nu vor putea ajunge la acest simpozion.